mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la tati să trăiască, tati să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, tati, te iubim. La mulți ani, tati, te iubim. Pupici. Dă și tu, ia-te o pupă lui tati. Îi dă și tu. Așa. Strigă tata. Zi tata. Acolo, strigă tata. It's so unnecessary telling about the past. 'Cause I know that God is good, He led me to where I'm at. Sometimes I feel like giving up, you're giving in. Bravo. But everything happens for a reason. Just like iron, sharp and iron, making me strong, calling me high. Foarte bună! When we grijă mare! Together, just like iron, sharp and iron, making me strong, calling me high. When we happen each other, we're growing together. E de papă biscuite de acolo. Bună dimineața, dragii noștri, bine v-am regăsit la un nou clip, bine ați revenit. Începem astăzi un nou daily vlog, unul într-o zi de sărbătoare. Ne-am trezit de dimineață, ne-am propus de-aseară să ne trezim la 9, dar cei mici n-au avut același plan ca și mine și s-au trezit de la 7:30. Au făcut mare dezastru acolo în spate, s-au jucat, i-am lăsat să se joace în voie. Vreau să vă invit la o cafea virtuală, mai am și o jumătate din ea. În dimineața aceasta am savurat cafeaua împreună, nu doar cu mama, ci și cu mătușa. Am invitat-o la o cafea fiind sărbătoare. Am zis să ne relaxăm dacă tot n-am mai avut nimic de trebăluit. Și cei mici și-au făcut, după cum vedeți și voi, de cap acolo în spate. Avem chiar și o găleată adusă. Ce am vrut eu să vă zic este un sincer și călduros la mulți ani tuturor florilor. Să aveți o zi frumoasă. Să fiți sănătoși, să vi se îndeplinească toate dorințele, iar noi cu siguranță ne vom vedea astăzi pe parcursul întregii zile. O zi frumoasă, dragilor, vă pupăm! Pupați și voi? Săricelele mele! Cafeluța-l, mamă! Dacă tot este vorba astăzi despre flori, vreau să vă arăt și eu clematita mamei înflorită în totalitate. Aproape că nu pot trece niciodată pe lângă ea fără să îi admir superbele flori,
Are niște flori așa de frumoase din punctul meu de vedere, mari. Din păcate nu are și un miros, dar florile clar sunt de admirat. Aici avem un iris care a înflorit de câteva zile bune și florile arată super bine, chiar și în momentul de față. Are pe aici prin spate câțiva buni care încă nu sunt deschiși. Este primul an când îl prind și eu așa înflorit, nu știam de floarea asta frumoasă a mamei. Eu credeam că irisul este o altă floare, nu aceasta. Îmi place tare mult și el, are o floare tare drăguță. Avem aici și lalelele care au înflorit, mai sunt câteva și pe acolo, prin spate. Ce miroși acolo? Floricele? Știi cum se numesc? Carofiețe. Sunt foarte frumoase, nu mai zic de parfumul lor. De fiecare dată când trec pe aici pe potecuță, mă îmbată cu mireasma lor. Mama are foarte multe pe lângă gard, la stradă. Miros așa de frumos. Mergem să adunăm și noi câteva? Da? Miros bine, nu? Aici mai merge și pe astea. Și pe astea? Da, mai are și aici mama bujorii care trebuie să înflorească, au îmbumbit. Și mai are acolo, aici. Și acolo, da. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here? Stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. L-am fixat aici pe o jucărie de-a copilașilor. Sper să stea așa și să nu-mi cadă telefonul. S-a făcut ceasul 15 și 12 minute. Cei mici dorm, cred că de aproape o oră, cam așa, o jumătate de oră. Am zis că astăzi mă pun și eu la prânz cu ei, la somn. N-am mai dormit de câteva zile bune. Și am ațipit cu Eduard în timp ce l-am adormit pe el. Sofiuța se uita încă la televizor și se tot foia, m-a trezit și până a adormit ea, mie mi s-a dus somnul. Acum mama a mers să facă câte o cafea, nici ea n-are somn, se pare, și vom bea o cafea, iar apoi eu vreau să merg să fac ceva dulce. Vreau să fac astăzi lava cake. Nu pot să zic că aș fi neapărat mare fan al acestui gen de prăjituri, că de fiecare dată când am mâncat prin oraș, niciodată nu m-a dat pe spate, nu mi-a plăcut, însă am văzut un mini clip pe Instagram cu felul în care se prepară o rețetă și de atunci mi-a tot rămas gândul la prăjiturica asta. Am încasă toate ingredientele, le veți găsi și voi în descriere, ingredientele, cantitățile, pentru că nu le știu pe de rost să vi le zic acum, dar așa în mare nu sunt niște ingrediente scumpe. Pentru 4 porții trebuie 2 ouă, zahăr, făină, praf de copt, un pic de sare, esență parcă nu era, dar eu vreau să pun cacao și 4 cubulețe de ciocolată. Eu am niște bomboane de ciocolată, am umblat în bagajul trimis de mine din Germania să văd dacă am trimis și ramachinele aici și le-am găsit. 4 am, 4 porții voi face. Mi se pare că mai avem și un pic de înghețată în congelator. Și vom servi, dacă îmi va ieși la cake-ul, cu înghețată, bineînțeles. În descrierea clipului cu rețeta era specificat, în cazul în care nu iese de prima dată, să
să nu ne dăm bătuți și să mai încercăm. Însă eu am mari speranțe când va ieși de prima dată. Acum rămâne de văzut. O să filmez și pentru voi și o să vă zic, bineînțeles, la final cum mi se pare. O aștept pe mama să vină cu cafeluța, o beau și apoi merg să fac prăjiturile astea. Stau și foarte puțin timp la cuptor. Cred că 9 minute, dacă nu mă șel eu, la 180 de grade. Bineînțeles, cuptorul trebuie preîncălzit înainte și modul de preparare se face super ușor. Parcă era să spumez un pic oul cu zahărul, vreo 2-3 minute până își dublează volum și apoi amestec câteva secunde cu ingredientele uscate. Dar o să filmez totul și pentru voi. Vă las aici și ne vedem din bucătărie noi. L-am acolo pe ei, doar l-am adormit mai înainte și vreau să închei vlogul acesta, dar vreau să vă și zic despre lava cake-ul meu, care n-a fost deloc un lava cake, n-a curs nicio lavă din prăjiturică, că asta a fost până la urmă o prăjiturică. Greșeala, cred eu că a fost la mine, eu cred am lăsat cam mult prăjiturica în cuptor, cuptorul mamei nu e unul foarte bun, face încet și de teamă că nu va fi coaptă prăjitura, am lăsat eu mai multe minute și nici ciocolata nu a fost cea mai bună alegere. Am avut niște bomboane de ciocolată umplute la interior cu o cremă de portocale. Data viitoare am să las fix timpul care este la rețetă, adică 9 minute, și voi încerca să fac cu ciocolată din aceea normală, să văd dacă în felul acesta îmi va ieși și chiar dacă până la urmă nu-mi iese lava cake-ul. Ca și prăjiturică a fost super bună, au mâncat și cei mici, doar foarte puțin de la mine, dar sufiuța și-a mâncat toată porția, nu-i deloc dulce. Ne-am servit cu înghețată, a fost răcoritor, a fost fix ceea ce a trebuit. O să închei și eu vlogul aici și sper să ne vedem în zilele ce urmează iar. Vă doresc să aveți o zi sau o seară frumoasă, v-am pupat și vă mulțumesc pentru vizionare. Pa!